consi, catar avavas, sabesi amari historia, amari ship, ande soste nasem tai amen el Roma sarogaje, sai te janas amen mai but butea vashe Roma. Camentu mente prin janel mai but butea vashe Roma, vashe romani ship, ander sostar uleavel pesi romani cultura, e romenge aciara sar e gajenge cadala, sar si educaționalo di kipen, ta e social-economicano jiv e romenge. Sar barilias e politicano jiv vashe romenge. Sa vesi e actualimatar ande romenge comunitatea. Putem ca ei bășenski să muri drago pico jei, vorbis mangei ca kikoki muri drago pico jei. Scenamența, e ceas o vachte va chiar as, să vezi mai hașan de subiecturia. Cai, co TVR Cluj. Cana, lunine, dui ande dui curche, să vă țir del peșche de șepta co vacht pale meseli. Sosta, te dica să men, e romeni emisiunea Transilvania Policromă. Bună ziua și bine am regăsit din nou aici acasă la Transilvania Policromă. Cum v-am obișnuit, deja aducem în casele dumneavoastră subiecte legate de viața minorităților naționale din Transilvania și nu numai. Astăzi vom vorbi despre educație. În luna iunie sărbătorim atât ziua copilului pe data de 1 iunie, cât și ziua învățătorului în data de 5 iunie. Salutăm pe toți cei care de asemenea sărbătoresc în această perioadă rusalile. Pentru cei care nu sunteți în fața micilor ecrane, puteți să ne vizionați materialele noastre pe canalul YouTube, dar bineînțeles ne puteți scrie părerile și opiniile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Transilvania Policromă. Pentru început, haideți să urmărim un scurt material dedicat zilei de 1 iunie. Astăzi sărbătorim ziua copilului, ne vom bucura de o excursie, o ieșire la planetariu în Baia Mare, unde vom vedea constelații, ne vom bucura, ne vom juca și vom pregăti un moment deosebit pentru festivitatea închiderii anului școlar. Mă gândesc la toți copiii care își sărbătoresc ziua, le doresc sănătate și la mulți ani! La mulți ani! Copile, fii fericit! Ziua de 1 iunie a venit! Și prin acest prilej vreau să-ți transmit fericire, bucurii și mai ales sănătate, că e mai bună decât toate. Kindertag heißt Kinderlachen und lauter schöne Sachen machen. Alles Gute zum Kindertag! Cu ocazia zilei din 1 iunie vreau să vă urez la mulți ani multă sănătate și fericire. Să fiți înconjurați de dragoste, să aveți mulți prieteni și să iubiți animalele. En Robert Baboschi Vanokshuk Seretetek Bulldogshagot Shagishagat. Vă doresc să vă jucați foarte mult și să citiți la fel de mult. Hi, my name is Azalea. I want to tell happy birthday for all the kids from Romania and from other countries. The most important thing is to have a great time with your family, with your friends, with everyone. Just parents, get a lot of presents for your children. Happy birthday for everyone. Goodbye. Happy birthday! Rădăcinile sunt ceea ce ne definesc ca oameni, de aceea trebuie să fim mândri de ele, indiferent de minoritatea la care aparținem. Așa cum spunem acasă la Transilvania Policromă, cunoaștem înainte să mă judeci, îi încurajăm atât pe cei mici cât și pe cei mari să își recunoască apartenența etnică. Sunt Doinița Oancea și sunt romnie. Atât în film cât și în viața reală. Niciodată nu mi-a fost rușine de asta. Să fii rom e mișto. Îi învăț pe cei mici să nu le fie rușine niciodată de ceea ce sunt. E o mândrie să fii rom. Sunt mândră că sunt romnie. Ei vor să-mi fie rușine. Să fii rom e mișto. Școala m-a pregătit să înțeleg cum să-i sprijin pe cei mai săraci dintre noi. Sunt mândru că sunt rom. Alături de nouă!
Tema emisiunii de astăzi este dedicată educației, cu focalizare pe educația copiilor romi. Întrucât de curând am sărbătorit ziua de 1 iunie, ziua copilului, cât și ziua învățătorului în data de 5 iunie, nu puteam să nu invităm alături de noi pe doamna profesor Jimba Margareta, care și-a dedicat întreaga carieră educației copiilor romi, făcând parte din prima generație de profesori care au predat limba romanii în școli. De asemenea, știm că de curând a fost și ziua ei, de aceea vrem să-i transmitem în direct la mulți ani. Bună ziua, vă mulțumesc din suflet pentru urare și doresc să încurajez toți tinerii de din români să-și recunoască patelența și să fie mândri că sunt români. Doamna profesor, ați fost prima din generația de tineri romi care s-au implicat în educația copiilor romi, având de-a lungul anilor și funcția de mediator școlar, de învățător și de profesor, pentru că ați predat limba romanie atât în școlile generale, cât și ați obținut și ați susținut învățământul predării limba romanie prin funcția de inspector școlar. Înainte de a discuta despre experiențele dumneavoastră, despre copiii pe care i-ați pregătit de-a lungul carierei dumneavoastră, am pregătit atât pentru dumneavoastră cât și pentru telespectatorii noștri un scurt material dedicat în special educației celor mici. Eu sunt în această școală de aproape 30 de ani. Când am venit aici, niciun copil de etnie romă căldărară nu era în școala noastră. Pe parcurs au început să apară așa, câte 1, 2. La grădiniță mai puțin. În această toamnă, dacă erați prezent și îmi pare rău că n-am invitat pe cineva de la proiect, ați fi văzut, toată curtea școlii era plină de copii și părinți de etnie romă. Început, părinții nu aveau încredere 100% în noi. Erau foarte speriați că ce se întâmplă acolo, ce fac copiii acolo. Încet, încet au simțit că copiii sunt în siguranță în mâinile noastre. Cred că dragostea copiilor față de mine, asta mă impulsionează foarte mult și mă face să-mi dedic și mai mult timp și să mă implic mai și mai mult. Am o frecvență de 2-3 copii și acum am 15-16 și avem cazuri care mame chiar au învățat să citească în cadrul acestui proiect. Unele mămici le-am auzit spunând că nu să mai las eu copiii mei să ajungă ca și mine. Deci cred că un pic s-au schimbat mentalitatea lor. Lucrurile încep să se schimbe. Adică pentru mine este wow și... Cum să vă spun, avem speranță că totul se va îndrepta și totul va fi bine. Să știți că și tații sunt foarte mulțumiți de acest proiect și pot să spun că li s-au mai schimbat oarecum mentalitatea. Pot să spun că prin acest proiect poate deveni o nouă generație de cetățeni. Într-un an și jumătate s-au schimbat radical. Și deja văd o oportunitate, cum am spus, în învățământ și se vede și rezultatul. Copilașii vin regulat la grădiniță, nu avem absenteism, sunt deschiși către școală, către grădiniță. Am luat în evidență aceste grupe care, în momentul de față, sunt finanțate din resursele financiare ale proiectului. Și pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung, am inclus aceste grupe în proiectul planului de școlarizare pentru 2017-2018. Am trăit și am crescut alături de toată comunitatea, inclusiv de comunitatea romă. Dacă se umblă la sufletul cadrelor, sunt convinsă că vor găsi astfel de oameni care sunt dedicați trup și suflet
cu trupul și cu sufletul educației, întreprinderii unor astfel de activități neremunerate. Omul sfințește locul, așa este și situația comunității de romi din Poiana Turda, unde am avut atât profesor cât și mediator, dascăl, învățător pentru copiii din comunitatea de romi, pe doamna profesor Jimba Margareta, cu care suntem în momentul de față în direct prin Skype. Ne auziți? Alo? Ne auziți? Da, da. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest an școlar, despre micuții pe care i-ați pregătit în această perioadă? Deci am început anul școlar pe pandemie, dar ne bucurăm că ne vedem fizic. Am avut nevoie de îmbrățișările lor calde și sperăm ca de anul viitor școlar să fim tot fizic. Mai ales la grădinițe, foarte important, dar e o pierdere pentru tot învățământul până la urmă această pandemie. Școala noastră, din Școala Profesională Poiana Turda, are mai multe forme de învățământ. Urmărind materialele dumneavoastră, aș dori să promovez, chiar în momentele acestea se fac înscriere la grădiniță, pentru cei care, deci în toată țara, se fac înscriere la grădiniță. Noi avem învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, dar avem și a doua șansă, primar și secundar, și învățământ cu frecvență redusă. Sunt mai multe forme de învățământ unde orice om poate învăța la orice vârstă. Deci se acordă o importanță foarte mare educației, atât timpurie cât și pentru cei, pentru adulți și pentru cei care au pierdut probabil primul tren. Aș vrea să conștientizăm aceste momente din viața noastră, pentru că este foarte importantă educația, mai ales acum când avem aceleași drepturi în această țară în care trăim. Avem dreptul la educație și avem nevoie să fim educați. Pentru că ați amintit de aceste drepturi pe care le avem, trebuie să subliniem și să aducem cunoștință telespectatorilor noștri faptul că elevii de etnie romă au locuri, pot opta pentru locuri speciale în licee. Aceasta fiind perioada în care deja se susțin examenele de capacitate. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri? Special alocat romilor la mai multe licee din județul Cluj, în același timp din toată țara. Broșura este editată în acest moment, apare pe site-ul ISJ Cluj, site-ul inspectoratului, unde și este și distribuită la fiecare elev în fiecare școală din județul Cluj. Ședința publică va fi pe data de 7 iulie. Este o ședință specială pentru locurile speciale alocate romilor. În broșură se regăsesc fiecare școală, fiecare profil. Din câte am văzut, este câte un loc alocat romilor. Iar deci înscrierile deja au fost, recomandările au fost deja împărțite până în acest moment. Copiii sunt deja înscriși pentru un loc alocat romilor la nivel de inspectorat. Ca să facem o concluzie despre ceea ce spuneți dumneavoastră, deci în momentul de față, copiii care au finalizat cursurile învățământului gimnazial, deci 8 clase, da, urmează examenul de capacitate, aceștia au posibilitatea să obțină un loc în liceele din țară, fie că vorbim de județul Cluj sau de întreaga țară, un loc special dedicat copiilor care aparțin minorității rome, care este obținut de asemenea și în baza unei recomandări pe care ei au putut să o ceară până în momentul de față. Ne aminteați că ședința, da, publică, da, care va avea loc în data de 7 iulie, da, unde vor fi repartizate aceste locuri candidaților care deja s-au înscris sau încă se mai pot înscrie.
care deja s-au înscris, înțeleg, pentru a obține aceste locuri speciale dedicate copiilor, în special în licee. Până când reușim să stabilim legătura cu colega noastră, supunem atenției dumneavoastră un scurt material legat de Olimpiada de Limba Romanii, care a avut loc și anul acesta și în fiecare an, la care doamna Jimba Margareta în fiecare an a participat cu copii care au obținut locurile 2, 1, chiar și locul 3. Haideți să urmărim materialul. Olimpiada de Limba Romanii, Istoria și Cultura Romilor a adunat anul acesta atât copii rom cât și nerom de la nivelul județului Cluj-Napoca. Olimpiada a fost găzduită de Colegiul Economic Dr. Iulian Pop. Astăzi se desfășoară etapa județeană a Olimpiadei Școlare de Limba Romanii, olimpiadă la care avem 41 de participanți între anii 1 până anul 5 de studiu. Acești copii au fost pregătiți de profesorii de Limba Romanii din 5 școli. Motivația lor principală este datorită profesorilor de limba romanii care avem în școli, unde se predă limba romanii, deoarece acești copii provin din aceste școli. În școlile unde nu avem cadre didactice de limba romă, bineînțeles că și dorința copiilor de a studia limba romanii și de a participa la olimpiadă este foarte redusă. Așa că apreciem cadre didactice rome care sunt în sistem și care depun eforturi deosebite pentru a pregăti acești copii și a obține rezultate deosebite și noi, ca și romi. Deschiderea Olimpiadei a fost binecuvântată de către slujitorii Bisericii Ortodoxe, care cu această ocazie au transmis și un mesaj privind necesitatea împărtășirii, iubirii între semeni, înlăturarea prejudecăților, stereotipurilor în rândul copiilor, indiferent de etnie. Cu multă bucurie i-am încurajat să cultive identitatea lor proprie, să dea ce e mai bun din ei pentru a avea succes în acest test pe care îl dau în cadrul Olimpiadei de Limba și Istoria Romanii. I-am încurajat să-și cultive identitatea proprie, lucru foarte important, și în același timp să fie deschiși către alte culturi. Adică cultivarea aceasta a identității proprii cred că este foarte important să fie dublată și de deschidere maximă față de alte culturi, chiar și față de cea a majorității, dar și față de altele. Este foarte important ca ei să fie primiți cu toată deschiderea de către noi și majoritatea română, să zic, să aibă această deschidere, este foarte important. Trebuie să se simtă ca acasă în biserică. Biserica este pentru toți, nu este doar pentru români sau pentru romi sau pentru maghiari sau alte naționalități, ci pentru toți. Biserica e oarecum o identitate mai profundă decât cea națională, adică biserica e una, indiferent în ce loc este pe pământ. Printre participanți s-a aflat ca observator și un doctorand la limba romanii venit tocmai din Japonia, precum și alți studenți romi ai Universității Babeș-Bolyai, care doresc să fie modele pentru cei mici și în același timp să-i sprijine la învățătură. Me bichuau iuske, me avidea mandar în Japonia, me sem studento ke Constanța, kai me sem co doctorato tai sikluvav i romaniciv, tai akana me sem ando colegiu economic Iulian Pop ando Clujo tai mesem ande comisia tai jutisaravle avere profesorum dicav ke sitile butu mișto me janav ke niște șavore șavora dendema te kere bikere tai butu chaliol man te dicav dendema romanes. Dui tovar mesem kate ande olimpiada ke vi averberj mesemas ande comisia tai jutisardem le profesorum. Mă numesc Lepe Dativan și sunt din orașul Covasna și am venit aici în Cluj să fac facultatea de educație fizică și sport și anul întâi. Acum fac parte la asociație romă, etnie romă, și am venit să ajut pe domnul Crăciunel la Olimpiadă.
că mi-a chemat să ajut. Și aș vrea să ajut cu mare suflet și cu drag. Când am fost copil mic de 9 ani, atunci am început karate la arte marțiale. Este un stil Shotokan din care fac parte și acum la Federația Română de Karate Modern și la Cluj aici și pot să practic și aici arte marțiale, dar acum învăț. Dar în perioada aceea am participat și la campionate europene, la mondiale și campionatul național în România. Mă numesc Banciu Adrian, sunt mediator școlar la Școala Gimnazială Poieni, reprezint etnia romă și în Școala Poieni am 50 de copii romi. Sunt pregătiți pentru limba romanii, istoria și tradiția romilor și am venit astăzi pentru supravegherea la Olimpiada de limba romanii. Prezența mare a copiilor la Olimpiada de limba romanii a demonstrat că nu este o limbă grea, putând fi învățată ușor de nerom, cât și perfecționată de vorbitorii nativi. Lucrez de 11 ani în acest domeniu, mă bucur în fiecare an de acești copii minunați. Probele constau în conținuturile predate la clasă și pe lângă faptul că se prezintă și folosesc propoziții mai dezvoltate, vorbesc despre familia lor, despre animale domestice, animale sălbatice, despre flori, despre culori, despre familie. Mă numesc Erica Sefora, sunt în clasa 7C din școala Gheorghe Șincai, Florești și am 5 frați. Îmi place limba româniei pentru că o știu de când eram mică. Acasă vorbim fluent. Toată familia o știe. Am venit la Olimpiadă ca să văd cât de bună sunt. Me Bușoau, Bocretaș, Marianca. Te somane clasa 1-a B. Bișopul cantonului. Mă numesc Stoica Vasile Junior. Sunt din Galați. Sunt la Colegiul Economic Iulian Pop și îmi place să învăț limba româniei pentru că n-am știut că chiar există limba și literatura româniei. Și îmi place să fac cursuri de limba româniei, că am descoperit lucruri noi și vreau să întâlnesc oameni diferiți de etnia mea și să comunic cu ei, să înțeleg limbajul pe care vorbesc eu și limbajul pe care îl să ne înțelegem, cum s-ar zice. Se pornește studierea limbii românii de la cererea părinților, fiind o materie, îi face parte din limba maternă. Chiar dacă începutul este greu, fiecare copilaș își regăsește identitatea, se regăsește pe sine însuși, alături de ceilalți colegi, în momentul în care îi se predă la clasă limba românii. Găsește elemente comune, găsește elemente din familie, cuvinte și pur și simplu se creează o armonie și o empatie între colegi. Pe urmă, la faza județeană, în fiecare an văd, deci cei care au venit într-un an vor să vină și celălalt an. Sunt aici în sală copilași pe care i-am recunoscut de anul trecut, de acum 2 ani și sus, la proba scrisă, sunt elevi care cel puțin al 4-lea, al 5-lea an vin consecutiv și participă și la faza națională. În încheierea Olimpiadei au fost premiați toți copiii, iar pentru faza națională reușind să se califice un număr de 5 copii. Studenții romi, împreună cu cei mici, au fredonat în limba romanii cele mai îndrăgite melodii, începând cu imnul romilor Ghelem Ghelem. Limba romanii se predă și este învățată în școli începând cu anii 90, după anii 90, 91, 92, 93, când s-a implicat mai mult și domnul profesor Gheorghe Sarău. Despre
copiii pe care i-a pregătit doamna profesor Jimba Margareta de-a lungul generațiilor la Olimpiadele de Limba Romanii, ne va spune chiar dânsa. Ne auziți? Da, eu aud. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre aceste sesiuni anuale de Olimpiada a Limbii Romanii, despre copiii care participă la Olimpiade, respectiv despre cadrele didactice care se implică? Știu că de-a lungul anilor ați avut premianți în fiecare an. Ce ne puteți spune despre Olimpiada care a avut loc anul acesta? Cu câți copii ați participat? Cât de greu, cât de ușor este pentru ei să învețe limba romanii la acest nivel? Am revăzut momente emoționante. Am pierdut doar un an. Anul 2021 a fost organizat faza județeană. O să vorbesc despre anul acesta, 2022. Anul acesta s-a organizat Olimpiada de Limba și Literatura Romanii, faza județeană, la Liceul Teoretic Pavel Dan din Câmpia Turzii, unde au participat 15 elevi, din care 4 elevi de la Școala Profesională Poiana Turda. Am avut și un reprezentant din județ pentru faza națională, care s-a desfășurat la Alba Iulia, în aprilie. Am obținut la nivel de școală, la anul întâi de studiu, locul 1, locul 2, locul 3 și mențiune. Limba romanie este foarte bine percepută în această comunitate, care este, deci, sunt vorbitori nativi de limba romanie, doar că promovăm limba standardizată a limbii romanie. Copiilor le place foarte mult, avem cererile părinților, iar în cadrul activităților extracurriculare, județene, naționale, promovăm cât de mult tot ceea ce ține de cultura romă, atât limbă cât și tradiții, istoria romilor. Este foarte bine să cunoaștem trecutul strămoșilor noștri, care nu a fost, a fost unul dureros, și sperăm să dezvoltăm mai departe spiritul de a cultiva tot ceea ce ține despre limba romanie. Limba romanii știm că se predă în momentul de față, începând de la clasa 1 până la clasa 12. Ce ne puteți spune despre manuale, materialele pe care le folosiți? Avem? Există suficiente? Mai trebuie lucrat aici? Este foarte multă muncă și felicit. Domn profesor Gheorghe Sarău a clădit această casă educațională cu tot ceea ce a fost nevoie pentru studiul limbii romanii. De la resurse umane până la resurse materiale, avem manuale, se studiază la cererea părinților de a face parte din area curriculară, limbă și comunicare. Se studiază cu primul an de studiu, chiar dacă, deci dacă într-o școală, la cererea părinților, de exemplu, intră în clasa 5-a, deci nu s-a mai predat, se poate intra cu anul întâi de studiu. Deci există manuale până la anul 12 de studiu, există resurse umane, este foarte bine consolidat în momentul de față tot ceea ce ține de învățământul pentru rom. Și pentru că vorbim despre limba romanii, vrem ca și telespectatorii să cunoască măcar câteva cuvinte în limba romanii. Haideți în cele ce urmează să ascultăm câteva formule de salut. La Foghes. Hai miștoara Kentman Romale. Kentman Palman. Muroana Sionut. Hai mei sâmi Mădălina. Romani Pen. Ne sâm Rom. Tu socare Sarsan. Miștoas înainte de plescă. Sel. Tiec pari expoziția Andara Constantin Brâncuș. Kethani Pen. Miștoa Adriana Nendeni Companie. Kali Pen. Ceea ce este jasco misterios clarimasco. Hastra Bipen. Jicano, su, carno, calo, lolo, zeleno, sastiarno, tu dezmovast, canatama, acanatrobul, pasi, mande, amali, daves, bahtali, dez duma romanes? Ei, dau duma romanes. Bahtali masche alava. La șoghes, mei bușau Mădălina Panaitescu, hai aghes, aștezi ca as le bahtali masche alave. La și de tehara.
Lașo, ghes. Lași, rat. Mișto, araclemtut. Mișto, avilan. Daves, bahtalo. Daves, bahtali. Drom, lașo. Miștimasa. Jea de vlesa. Aș de vlesa. Au de vlesa. Dicasamen. Va chiarimata andi romani șib. Tavem bahtale. Muroanav sionuț. Hai mei sâmi mădălina. Hai avges camas te pinjarasamen mai mișto. Des duma romanes? Ei, dau duma romanes. Catar sam. Mi sunt cataro iașu. Șucar. Șungion taro foru cada. Da știți, te penis mange somu chicheres? Ei, da știu de pe noapte că. Mi sunt jurnalista, că rau buchica ai televizia. But șucar, but șucar. Limba romanie nu este o limbă grea de învățat atunci când o vorbim de acasă. Discutăm în continuare despre predarea limbii romanii la nivel de școli și nu numai, chiar și în universități, alături de doamna profesor Jimba Margareta, pe care o să o rog să ne spună mai multe lucruri despre cum sunt pregătiți profesorii de limba romanie să predea în cadrul școlilor. Aș vrea să ne spuneți mai multe lucruri despre cursurile de vară la care participați alături de domnul profesor Gheorghe Sarău, cât și despre cursurile universitare pe care dumneavoastră le-ați urmat de-a lungul anilor pentru a vă pregăti în limba romanie și pentru a preda aceste cursuri la cei mici. Am început în anul 2003 un curs de vară, un curs intensiv de limba romanie care a ținut 3 săptămâni. Iar pe urmă m-am înscris la București, la Colegiul de Institutori Limba Romanie și pe urmă mi-am continuat studiile. În fiecare an, domn profesor Sarău, cu echipa pe care o are, pentru că toată lumea lucrează în echipă, organizează în fiecare an aceste cursuri, chiar și anul acesta, în vara aceasta, se va organiza la Costinești, pentru cei interesați, cursuri intensive de limba romanie, iar cine vrea să predea și să se înscrie la facultate, deci trebuie să fii cel puțin, să ai cel puțin liceul, are toate șansele să înceapă modul de predare în limba romanie, să se califice, să se formeze și să vină alături de noi până la urmă. Cât de greu, cât de ușor a fost pentru dumneavoastră în toți acești ani să participați la cursurile universitare care s-au ținut la București, având în vedere că dumneavoastră predați în Turda și erați inspector la Cluj? Nu a fost deloc ușor, dar după cum se vede nu a fost imposibil. A fost un drum greu, un drum presărat cu multă muncă, cu multă ambiție și... Mă bucur că de-a lungul timpului am avut satisfacțiile profesionale, dar nu a fost ușor acest lucru. Însă, în momentul în care îmi văd foști elevi, că sunt părinți mai buni și sunt părinți care aduc copiii la grădiniță și chiar la școală deja, simt că această muncă nu a fost în zadar și nu va fi încă în zadar, pentru că fiecare dintre noi lăsăm în urma noastră ceva frumos și sper ca până cât o să mă țină Dumnezeu în viață să pot să insuflu în fiecare suflet cu care interacționez acest lucru. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, trebuie să spunem da, se poate. Da, se poate. Acest lucru nu s-ar fi putut realiza dacă domnul profesor Gheorghe Sarău nu s-ar fi implicat ca astăzi copiii romi să învețe limba romanii în școli. Haideți să urmărim în cele ce urmează un scurt material despre Gheorghe Sarău. Gele, gele de lungo, ne de robința.
Gheorghe Sarău s-a născut la 21 aprilie 1956 în satul Sagarcea Vale, județul Teleorma. Este un lingvist român, cercetător al limbii romani și activist pentru prăpășirea etniei rome din România, autor de manuale și dicționare în limba romani. A absolvit în anul 1983 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea rusă-maghiară din cadrul Universității București. Fiind student, a participat la mai multe cursuri de vară de limba, literatura și civilizația bulgară și maghiară. În afară de aceste limbi, a mai învățat ca autodidact și limbile spaniolă, romani și germană. De asemenea, cunoaște limbile engleză și franceză. Atât în timpul facultății, cât și după absolvirea acestea, a publicat studii, recenzii, traduceri și articole în reviste de specialitate. După absolvirea facultății, a lucrat ca profesor de limba rusă și traducător din limbile maghiară, bulgară și rusă în București. De la 1 iunie 1990 lucrează ca referent de specialitate, apoi inspector de specialitate în Ministerul Învățământului în cadrul Direcției de Relații Internaționale. În paralel cu activitatea de la minister, activează ca și profesor de limba rusă, iar apoi între anii 1991-1994 este profesor de limba romani. În perioada 1 mai 1991-30 aprilie 1998 este metodistul Ministerului Învățământului pentru Limba Romani. Începând din data de 1 mai 1998, lucrează consilier pentru Limba Romani și Romi la Ministerul Educației Naționale. Din anul 2006 este și formator național pe programul educațional FARE pentru Romi al Ministerului. Limba România, învățat-o autodidact, a obținut titlul de doctor în filozofie cu teza Dialectul romilor spăitori din România. A tradus mai multe lucrări de lingvistică și abecedare în limba romani. Din 1 iulie 1997 și până în decembrie 2001 a fost redactor șef adjunct și redactor șef al publicației Partidei Romilor Asul de Treflă. Este inițiatorul cursurilor de limba romani, începând cu 1 mai 1991, când ține primul curs de limba romani la Liceul Pedagogic din București. În octombrie 1992 ține primul curs universitar de limba romani, limba țigănească, din România la Facultatea de Limbi și Literature Străine a Universității din București. În 1997-1998 a înființat secția de indianistică Hindi-Romani, prima promoție de 10 absolvenți, avea să se înregistreze încă din anul 2001. La 1 februarie 1999 se transferă la Universitatea București, unde ocupă prin concurs din anul 1997 postul de lector asociat de limba romani. În aprilie 2000 a fost inițiatorul și coordonatorul specializării de limba și literatura romani la Colegiul Credis, de învățământ deschis la distanță din cadrul Universității București. A organizat cursuri naționale de limba romani, precum și lecții de învățare acestei limbi la radio și televiziune, cursuri de metodică, Olimpiadă Națională de Limba Romani. În anul 2002 a obținut gradul didactic de conferențiar universitar la secția de limba și literatura romani de la Facultatea de Litere din cadrul Universității București. El a pus bazele învățământului pentru rom din România, realizând primul manual de studiu al acestei limbi în școlile primare, primul curs care s-a predat la facultate, primul dicționar. Într-o perioadă de 15 ani, de când predă limba romani, el a format peste 600 de profesori de limba romani, el a reorganizat gramatica limbii romani, a realizat 7 dicționare și 15 manuale de studii, realizând studii despre cele 4 dialecte principale ale limbii romani, cel al ursarilor, căldărarilor, spoitorilor și al romilor carpatici. Profesorul Gheorghe Sarău se bucură de o recunoaștere internațională, fiind invitat să predea această limbă în străinătate, Italia, Franța, Germania, Finlanda, alături de cei mai importanti specialiști ai limbii romani din lume. Come on.
Vorbim în continuare despre educația copiilor rom și predarea limbii romani în școli, alături de doamna profesor Jimba Margareta, unul dintre cei mai vechi profesori care predau limba romani chiar nu numai la noi în județ, chiar și la nivel de țară. Ce ne puteți spune dumneavoastră, doamna Jimba Margareta, despre locurile speciale care sunt alocate tinerilor? Discutam în prima etapă despre locurile speciale adresate copiilor rom la nivel de licee. Ce ne puteți spune despre locurile speciale alocate în facultăți, pentru că știm că urmează și perioada bacaloreatului, iar tinerii noștri rom vor să obțină și locuri la nivelul universităților. Nu ne auziți? Trebuie să amintim telespectatorilor noștri că da. Ne auziți? Da. Da. Vă rog. Este foarte important de știut că tinerii care susțin bacalaureatul au șansa să scrie pe un loc special alocat romilor la facultăți. Din nefericire, în ultimii ani, din 60 de locuri care erau alocate, 60 de locuri alocate la nivel de județul Cluj, în ultimii ani au fost doar 25 de locuri, însă ne punem speranța că Partida Romilor, împreună cu domnul Marian Daragiu, care este subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, să rezolve ca anul acesta să fie mai multe locuri și să aibă șanse mai mulți tineri să ocupe un loc special romilor, pentru că avem nevoie de performanță, avem nevoie de acești tineri să-și continue studiile. Așa cum spunem noi la Transilvania Policromă, cunoaște-ne înainte să ne judeci, sperăm ca acești tineri, acești copii să demonstreze într-adevăr că au rezultate foarte bune, că pot să ocupe aceste locuri, fie că vorbim de locurile speciale din licee, fie că vorbim de locurile speciale din universități, și să ne reprezinte așa cum trebuie acolo. Care ar fi mesajul dumneavoastră, doamna profesor, atât pentru cei mici, pentru că intrăm în perioada de vacanță, cât și pentru cei mari care se pregătesc de examene, se pregătesc de sesiune sau unii chiar să poată să intre pe porțile unei universități? Doresc mult succes tuturor, felicitări, pentru că fiecare suflet care ați intrat în orice formă de învățământ, sunteți pe mâini bune și aveți un drum de parcurs. Doresc pentru fiecare formă de învățământ să continuați până la terminarea, absolvirea facultății și crearea unui grup a nostru de performanță până la urmă, integrați pe piața muncii și să vă vedem integrați, pur și simplu. Vă mulțumim, doamna profesor. Vă spunem încă o dată pe această ocazie la mulți ani, atât pentru frumoasa vârstă care ați împlinit-o, cât și pentru cariera pe care ați dedicat-o educației copiilor rom. Vă mulțumim. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu alte materiale legate din viața minorităților din Transilvania. Însă, până atunci, supun atenției dumneavoastră o scurtă poveste de succes a unei tinere rome care a reușit în viață. Haideți să urmărim materialul. La revedere! Mă numesc Iria Criliana, sunt căsătorită și am doi copii. Momentan sunt mediator școlar la Colegiul Economic Iulian Pop, având un cabinet în care fac consiliere cu elevii romi. Fiind la nivel de liceu, este singurul cabinet, practic, din Cluj-Napoca. Am terminat asistență socială în 2007. Momentan studiez PIPP-ul, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, o reconversie profesională. Finalizez acum în vară și un master pe consiliere școlară și în același timp sunt în anul 3 la doctorat, tot la Facultatea de Psihologie și
științele educației. Lucru cel mai important e faptul că am considerat, trăind într-o familie tradițională romă, bineînțeles, și vorbitoare nativă de limba romanii, a fost o resursă deosebită, să zic așa, faptul că părinții mei m-au sprijinit cu tot ce au putut, atât pe mine cât și pe frații mei, să avem un viitor, să zic, altfel decât aveau cei din comunitatea de romi, așa că eforturile au fost susținute din partea lor. Le mulțumesc pe calea aceasta. Dar vreau să vă zic că, fiind vorbitoare de limba romanii, în copilărie mi-a fost greu să-mi asum în fața altora etnia. Ajungând la facultate, a fost momentul în care decisiv în care eu practic am recunoscut lucrul acesta și am considerat că nu e un lucru de apucat și nu e un lucru care să îți fie rușine că ești de etnie romă. M-a ajutat pe mine să nu mai fiu duplicitare și să mă înțeleg. Și pe de altă parte să pot să-i înțeleg și pe ceilalți. La rândul meu am încercat să promovez, să spun eu, să mărturisesc lucrul acesta și să ajut și pe alții să se identifice cu ceea ce sunt ei. Pentru că consider că identitatea este un lucru foarte important, cel mai important lucru pentru viața unui om. În momentul în care știi cine ești și ajungi să nu-ți mai fie rușine, în momentul acesta cred că este o creștere în viața ta și o dezvoltare pe toate domeniile. Faptul că am fost învățată de mică limba romanie și vorbitoare nativ în familie și faptul că mi-am asumat, să zic, identitatea, acest lucru, în momentul în care am ajuns la facultate, intrând pe locurile de rom, practic a fost o viziune, mi-am creat o viziune pe termen lung și a fost o adevărată încurajare că și noi romii putem să avem un traseu educațional ca și toți ceilalți. Lucru care m-a ajutat foarte mult în facultate a fost încurajările care le-am primit din partea unor profesori. Mediul a fost total diferit față de cel din liceu și în școala gimnazială, motiv pentru care spun și celorlalți și vreau să fie spre încurajarea tuturor romilor. La nivel universitar, oamenii sunt foarte deschiși, profesorii deosebit de, să zic, de deschiși față chiar de romi și îi apreciază că au ajuns la acest nivel și sunt chiar susținuți. Acest lucru m-a încurajat să nu mă opresc doar la o primă facultate, ci să continui, așa cum am zis, chiar și un master, chiar și un doctorat. În momentul în care am finalizat prima facultate, am ajuns la inspectoratul școlar, să lucrez ca și inspector școlar pentru minoritatea romă. Timp de 11 ani am fost inspector în Cluj. A fost o activitate bogată, având în vedere și o șansă deosebită să cunosc oameni, să cunosc multe comunități de romi, să avem proiecte pentru romi și am văzut copii care au fost încurajați și au fost ridicați prin multe proiecte. Consider că este atât de necesar ca să fie persoane de etnie romi în toate instituțiile publice care să încurajeze și să ridice alți tineri, să ridicăm generații în care să putem să reușim să intre pe un traseu normal, educațional. Am încercat să adun cât mai multă resursă umană de etnie romă, cadre didactice rome,
am încurajat persoane, chiar studenți, să intre în sistem și să creăm, să zic așa, o rețea prin care să sprijinim școlile, acolo unde sunt, bineînțeles, mai mulți elevi romi. Acest lucru s-a văzut clar că există o diferență între felul în care acționează un cadru didactic rom și celelalte cadre didactice, înțelegând mult mai bine copiii, fiind o relație mult mai apropiată și rezultatele fiind, bineînțeles, mult mai bune. Acest lucru a fost un lucru bun, să zic așa, investit, dar probleme au existat și atunci și rămâne un subiect cu multe întrebări, partea de discriminare. Deoarece avem de luptat mult cu partea de prejudecăți, chiar noi, cei din sistem, fiind cu studii superioare, cu cât mai mult cei care nu au studii și sunt din comunități simple, tradiționale, fiind o problemă mare de acces la educație și de comunicare cu instituțiile publice, chiar școli, primării și așa mai departe. Poziționându-mă ca și statut de mediator, ceea ce și practic, am încercat să văd și partea prin care oamenii ajung să aibă diferite prejudecăți și faptul că se poate lucra. Oamenii sunt dispuși să schimbe ceva în dreptul lor, să vadă cu alți ochi, din momentul în care li se prezintă lucrurile într-un mod practic, într-un mod în care să se înțeleagă, într-un mod chiar în ceea ce privește istoria romilor, ca și informație. Pentru că lucrurile acestea ajută oamenii să înțeleagă mult mai bine comunitatea romă și nevoile ei. Se pot dărâma aceste bariere dacă există oameni care pot să concilieze, pot să se poziționeze corect față de rom și față de nerom pentru a transmite mesajul într-un mod constructiv, să fie câștigați pe de-o parte romii care resimt barierele acestea și respingerea, că până la urmă despre asta vorbim, de o respingere. Există respingere din partea romilor în momentul în care ei la rândul lor tot sunt respinși și atitudinea aceasta se insistă și presiunea aceasta asupra lor. Clar că există o debarasare și atunci intervine și lipsa de încredere. Dar în momentul în care știi să clădești încredere, să prezinți și poziția cealaltă, din alt punct de vedere, să fii empatic, cu alte cuvinte, se poate produce schimbarea. Doar să fie oameni potriviți, cu informații potrivite și să creeze legături corecte,